începe. Eram foarte greu, n-am auzit cum te mâna vocea. Uite la față, să începem. Tequila chiar a avut. Era pe fata mea. Da, gen, și la tine, și la Shelly, v-a ajutat cândva. Da, mine doar a comentat, el nu mi-a făcut nimeni promovare și n-o să uit asta în viața mea. 3, 2, 1... Nu e așa greu. Mai greu era că bazi mai multe ori. Chici m-a certat când mi-am bătut de mai multe ori. Da. Da, bazi o dată. Bună ziua. Sunt Irinca. Salutare, dragilor. Sunt aici cu iubita mea și astăzi vom nu atingi. Nimic. Și astăzi vom reacționa la primele ei videoclipuri, pentru că ea s-a apucat de YouTube de aproape 9 ani, pentru că aici scrie 8, după cum puteți nu, observa. Nu, e 8, 8 ani, uite, da, m-am uitat 2015. Deja. Am reacționat deja la tine, dar s-a mai am clipul. Da, și de-aia nu l-am mai postat niciodată. Ăsta e primul videoclip. Da, da, eu știu că tu n-ai pe YouTube ăla cu câinele. Vreau să-l vezi, să ne uităm și la ăla cu câinele. O să arăt și pe ăla. Bine, hai să vedem ce știi tu de mărgeluțele Pisla. Salut, sunt Irinca și astăzi o să facem o Hello Kitty din mărgeluțe Pisla. Dacă nu știți ce sunt, puteți căuta pe Google și veți vedea că sunt de la IKEA. Un IKEA? Așa erau Pisla. Stai, da. Pisla e firma sau Pisla e... Pisla se numesc Helegen, nu știu ce bărgeluțe Pisla. Așa le-am zis eu pentru că dacă spui Hello Kitty din Pisla, sună foarte greșit. Și de-aia am scris pe ecran, se scrie Pisla cu litere mari, da? Că am înțeles. Eu din astea făceam în clasele 1-4 și ni le călca fierul de călcat, da, da, da. Și se lipeau. Da, eu făceam astea, nu știu când am căpătat și eu avea vara mea mai mare. Și doar când mă duceam la aia făceam. După nu știu cum, în sfârșit am primit și eu sau mi-am luat și eu. Și m-am bucurat foarte tare și am învățat să fac o grămadă de chestii, dar aparent am arătat doar două. După știu că am făcut Hello Kitty-ul și după am făcut pickaxe din Minecraft. Deci poți gândiți-vă... faci orice din Minecraft cu astea, efectiv. Logic, pentru că sunt mai pătrate. Gândiți-vă că ea știa să și ia mărgeluțe Pisla din IKEA când eu nici măcar nu știam de existența IKEA vreodată. Aici eram, eu zic că eu ar trebui. Bine, să îți prezint. Totuși, 2 minute pe 10 secunde pentru de filmare. Pentru că ai vorbit prea mult. Bine. Deci, ideea e că eu, aici eram primul meu clip, l-am făcut pe 13 august, fix cu ziua de ziua mea, aveam 10 ani, 11 ani fără o zi. Și, cum îi zice, eram înainte de clasa a 5-a, gen urma clasa a 5-a. Mă rog, e pe istorie, foarte lung. Da, e. Uite, ăsta e la aceeași... Pickaxe, vreau să văd pickaxe-ul. Salutări iubitori și iubitoare de Minecraft, astăzi o să facem un pickaxe de iron, bismiluțe, Pisla. Să ne apucăm să-l craftăm. Nu prea arată, la fel. Bun, o să luăm de... Arată cât de asemănător se poate. Tu știi cum arată? Tu nici mă, nu te-am văzut vreodată în viața ta, nu mergi nimic de Minecraft, să știi. De unde nu, știi tu? Habar nu am. Doar mă jucam de ăsta, creative, și îmi făceam case, atât. Zic. Eu am cu avut masa de călcat, cum să zic, ocupat, așa că m-am hotărât să calc pe jos. Așa, luăm hârtie. Mă grăbeam pentru că aici am făcut, voiceover. Aici am făcut voiceover. La primul vorbeam în timp ce făceam. A, și aici ai făcut voiceover 4 da? Minute 28 pe da, tot clipul. Normal, și cred că l-am făcut deodată, gen. Auzi ce știa a mea, bă, nu știu. Nu știam, aici făceam pe tabletă, n-aveam laptop. Sau pe telefon. Aveai, ce tabletă, mă? Eboda. Sau... Nu, ideea e că eu când am zis că vreau să mă apuc de YouTube, ai mi-a zis ok pe ca să filmezi, ai avea nevoie de un telefon, că altfel n-ai voie să ai telefon. Și de-aia, cumva, ce bani am strâns de la bunici de la ei, i-am pus să-mi iau un telefon și mi-am luat Samsung S3 Mini. Ăla a fost primul telefon cu care, după clipurile astea, pentru că pasa două și pe primul și pe al doilea, cred că l-am filmat în aceeași zi, sau una după alta. Și încă n-aveam telefonul și nu filmam cu el, și nu știu. Ok. Dar aici nici nu știu cu ce filmam. Vreau să-ți vedem și fața și asta, nu vreau... Primul nu clip în care mi-am arătat fața este ăsta. De-aia eu, ai tutorial cum să faci o pernuță decorativă. Și backstory, ideea e că aici sunt foarte, foarte crispată pentru că mă filma mama și era, cred că, și taică-miu pe acolo. A, uite lampa de care ziceam. Aia era lampa. Vezi? Oribilă aia, care acum e frumoasă. Nu e oribilă. Deci am văzut că la IKEA am schimbat lampa asta cu floare. E foarte simplu. Avem aici lampa veche, pe care o are și link în poza asta, și lampa nouă, care este aici, aici. Și spuneți în comentarii care este mai frumoasă. Nu eu contează. Zic asta nouă. Asta e urâtă. Este cute și asta, cu asta am crescut și de-aia nu-mi place că e diferită. Așa, și da, eram foarte crispat. O să vedeți următorul clip pe care mi l-am filmat singură și vorbit singură și tot. Acolo n-am mai fost crispat, acolo zici că făceam YouTube de 10 ani. Aici zici că am fost așa cu cuțitul, zici că așa ținea camera și cuțitul. Sunt Irinca și astăzi vă arăt cum să faceți o pernă ca aceasta. Dintr-o pernă banală și urâtă, într-una... Cum o vedeți, veselă și drăguță și mai ales foarte bună pentru decoratul camerei voastre. Să începem. Eram foarte exact, n-am auzit cum te mâna vocea. Uite la față, să începem. Da, deci nu, eu nu pot, da, eu nu pot, dar să fac singură de bună voie, gen, nu că m-au pus. Pur și simplu îmi zicea mama, da uite, vorbești așa frumos, poți să spui că nu știam ce să zic. Eu nu voiam să meară, nu știam cum să meară fața, nu știam dacă vreau să meară fața. Că... Da, și uite următorul. Așa deja mi-l editam în Windows singură. Movie Maker. Windows Movie Maker. Salut, eu sunt
fiindcă și astăzi m-am gândit să revin un nou video pentru voi. Aveam gen 10 abonați. Ok. Despre ce vă vom acest videoclip? E simplu. Dacă ești pe aceeași lungime de undă cu mine, înseamnă că ai o dezordine. Și care este lungimea de undă? Care era lungimea de undă? Adică dacă ești ca mine, foloseam expresii, uite câte cărți aveam în spate, ai citit atâtea cărți câteva mea acolo, le-am citit pe toate. Eu cred că nu știam ce e lungimea de undă. Stai așa, eu acum mă uit ca să zici în camera mea veche și mi-aduc aminte de chestii. Uite, Hello Kitty asta de unde am, mi-am mâncat, după a avut o soră mea și am mâncat-o câinele. Soră mea n-a avut grijă de nimic, cărțile astea sunt rupte acum cele alea, dacă nici nu mai sunt toate, câte cărți erau. Bine, a fost o diferență, asta. Ea are 7 ani, face 8 și tu aveai aici 11. Și eu cărțile astea le-am de la 3, astea două, le-am de la 3 ani. Ok, ok, deci... Eu n-am stricat nimic în viața mea, de fapt o singură chestie, am stricat o păpușă Barbie, dar n-am stricat-o, am machiat-o și am tuns. Deci nu se poate. Și aici, uite, aveam o bicicletă de aia de... Făceai sport? Nu. Logic, nici acum nu faci. Eu măcar sunt sportiv cumva. Imensă pe biroul tău. Și de ce? Nu ești organizată. Organizat? Uitați-vă ce rezolvă este. De-aia vă prezentam. Și vom avea nevoie doar de... O tine. De la prima mea tabletă. Vonino, nu știu ce. Asta, da. Trebuie să ții cutia aia, nu? Nu știu de ce am ținut, dar uite că am folosit-o, da? Uite cum a ajuns la final. Da, vreau să văd. Ia uite ce am făcut. Ți-ai făcut curățenie pe birou. Da, doar că am folosit cutia aia. Câte vizualizări are acest vlog? Chiar sunt foarte curios. 75 de mii. În 8 ani. E bine. Tu m-ai information tag. Asta mi-e foarte greu, dar nu cred că l-am mai văzut decât. Ce? Care? Tu nu știi ce am? Tu m-ai information tag? Nu. Erau 50 de întrebări la care răspundea toată lumea. Uite, și făceam promovări. Wow. Oh, cu bani? Nu, doamne ferește. Trebuia să faci tu pe 5-10 lei. Și acest videoclip o să fac stâmpuitat. Cine faci eu? Filma încoală, mama. Acum, aici. Pentru că știți despre ce. Alei filma mai bine. Este ziua ta de naștere, 14 august. Ce poți chiar acum? Un tricou și colanți. Ai fost îndrăgostită de batonul de lion. De ce? Batonul de lion. Acum nu-ți mai place batonul de lion. Da și nu. Ai văzut că a apărut ăla cu ciocolată albă. Și cum ar fi fost acum să fie mare sponsorizare? Uitați aici, batonul cu tare, așa. Am luat atâția bani ca să vi-l promovez. Cum de înaltă ești? 1,43 m. Un pic mai mare, un pic mai mică ca pe ei. 34 de kg. 34 kg, cât ai acum? Acum am 54. Asta e bine, e greutatea ideală. E posibil să am peste aproape 60, dar știu că asta e greutatea ideală. Nu cred, mă, nu cred. Vreau să fac videoclipul cu câinele. Vreau ăla cu câinele. Ah, dar până acolo asta, you have to catch up, uite. Asta e că am făcut 60 de abonați. 60? Da, am făcut 60 de abonați, deci pe ce zi am postat? În noiembrie. Deci am făcut 60 de abonați în 3 luni, da? Ok. Uitați-vă la bluzița mea cu violeta și așternuturile astea cu pictures pe care le aveau toate fetele. La ăsta am reacționat eu când mi s-au șters filmările de ai luat fructul ăla care este așa, care are gust de căpșune. Aici am făcut 710 abonați pentru că am făcut mai mult routine. Deci de la 60 ai trecut la 710? Da, da, în, asta era deja în 2016, uite, în aprilie. Deci aveam câte luni de YouTube din aprilie până în august? Aveam 8 luni. 8 luni. Am ținut mâna aici să fac așa pe degete. Și aici am reacționat la produse de post. Eram la mama, e, cred că precuroși, da? Da. Și am... Mai ales păpușile alea groaznice pe care le-am asta nu, asta nu e groaznic, asta am primit-o când am făcut 3 ani. Oricum, mi se pare groaznic orice păpuș, stai liniștită. Și am reacționat la patiul de post, cred că. Dău, arată-i-le cum arată. Bun, ok, bun nu, vlog. Mai, nu ne mai, nu ne mai. Genial vlog. Am vrut să, nu știu ce vreau să fac. Ăsta mie, eu sunt foarte mândră de ăsta, la ăsta nu știe lumea. Viața la țară, zi o câștigă de sâmbătă. Asta e înainte să faci 710 abonați. Da. Ok. Eram la, aveam un prieten Mario și el avea toate animalele pe care urmează să le vezi. De ce? Iepuri. Mama m-a pus la clipul ăsta. Avea un iaz și am avut iaz în curte, dar la mine era mai urât. Uite aici, Adita e livada, mă. Asta era curte, gen, asta era în spate. Asta erau ale mele. Foarte drăguț. Cred că da, asta e Bob. Foarte drăguț. Sau? Nu e a mea. Dați un like și prietenii voi subi și imediat abonați la canalul meu pentru a intra în legea asta. În ce? Nu știu, aveam un nume, Dreamers. Dreamers World. Da, da. Știu grecești, lucrurile din Republica Moldova. După ne-am mutat în Grecia, au fost vlogurile din vara, uite, am făcut 10.000 de abonați. Adică de la în aprilie aveam 710. Aici aveam și în 3 luni deja ai făcut 10.000 de abonați. Da, pentru că am făcut și Roast Yourself Challenge pe care l-am pe privat și nu o să le uităm. Pentru că ți-e copyright dacă te.
De ce? Pentru că mi-a dat ăla copyright cu beat-ul după ce am făcut nu știu câte sute de mii de view-uri. Și s-au luat banii toți? Da. Bine, nu că erau mulți pe atunci, dar erau... Nu, okay. Dar totuși! A, atunci de dure... Mi-am început să-mi monetizez canalul, pă, 2-3 ani mai târziu. La cine, stai, cine o să reacționa la Roast Yourself? Bianca Adam? Nu a reacționat, mi-a comentat. Ah, ok. De-aia okay. După am făcut clipul cu mi-a comentat Tequila și ăla a ajuns, a făcut numere și pe ăla l-am reprimat. Tequila chiar a avut o, cum să zic, o... Era pe fratea mea. Da, gen, și la tine și la Shelly, v-a ajutat cândva. Da, mine doar a comentat, nu mi-a făcut nimeni promovare și nu o să uit asta în viața mea, dar... Mă rog, eram la plajă, eram în tot. Da, nu se înțelege. Deci eram... degeaba, nu ne putem uita. Da, bătea vântul, ideea că anunțam că o să fac live la ora 8 seara pentru că am făcut 10.000 de abonați, gen, să stau live cu ei, că făceam și live-uri, mamă. Se păreau mulți 10.000 de oameni, nu? Da, și după, aici, ok, am făcut o grandă chestie, vloguri. Am avut, uite, Dilel de vară, așa, deci am gen la vloguri de vară everyday, da? Și am 1, 2, ăsta, un an de YouTube. Mamă. Deci, stai, 4, 5. Asta efectiv le-am făcut. Ce thumbnail-e? Asta e o fată cu care am fost prietenă și după n-am mai fost prietenă cu mine și eu nici ziua de azi nu o suport pentru asta pentru că a fost un șarpe și de-aia n-o să dau acest thumbnail jos și n-o să dau clipul jos pentru că arată groaznic în thumbnail. Dar da, 9 zile consecutive sau cât a fost, am postat așa zi. Daily. Da, cred că am mai avut, dar nu mai știu. Ai ce ce puteți să faci vizualizări? Orice faceva! Asta e sora mea! Ai de capul meu! Și ce l-am pe terasă la pitezi? Incredibil, drăguț! Da, nu? Incredibil! Wow. Aici am făcut o husă, așa, uite-o! Și ai folosit-o, nu? Da! Și s-a luat degete, vopseaua? Nu! Ah, ok! Ziu, este ora 7:25 de minute și pot dezlipi scociul de pe sticlă și să vedem, ele s-au uscat! Da, Eva acolo în spate, asta vreau să-ți arăt! Oh my god, deci foarte tare! După a fost cu vlog în care ne-am mutat în Grecia, oh my god, și aici, stai că eu chiar nu știu ce se mai întâmplă aici! A, aici aveam intro! Cine ți-l-a făcut? Eu, Windows Movie Maker! Distracție! Dileală! Cuvinte cu D. Aici deja erai D-Link. Da. Ți-a plăcut să aveai aici, că văd că are multe vizualizări vlogul ăsta. Nu știu câți aveam, dar aveam, cred că aveam deja 20.000 aproape. Ah, ok, credeam că mergi spre 100. Stai că să fie sketch? Puțin întârzia, dar bun. Ce am terminat de școală, abia în noiembrie. Păi, să vă explic. Da, nu știu ce v-am așa. Ideea e că am făcut vlog după cum am plecat și erau foștii mei colegi. Vreau să-l văd de la cu sosiile, cu cum editai tu mai de mult. Da, da. Uite, asta e Andra. Ia, zici și tu ceva. No. Păi, super, opa, plecat și... Oh, wow, da! Sper să te duci curând, pentru că o să-mi lipsești foarte tare. Cine o să mai fie Miau în locul tău? Adică... Dar nu ne spuneam Miau. Dar abia aștept să te duci. Și m-am întors. Și acum s-a mutat și am făcut. Tare. Vreau să-l văd de la în care făceai sosii și editai bine. Alea sunt mai târziu, uite. Aici am făcut 50.000 de abonați și am făcut Draw My Life. Kiss Mary Kill Challenge cu YouTube român. Nu știu dacă ești aici. Cum să fiu aici? Eu nu-s de 6 ani pe YouTube. Nu ești? Stai, dai să văd în ce an l-ai postat. Da. Niciodată. Nu. Ești, oh my god, când aveam descrierea așa, uite că aveam... We Heart It, Tumblr, Twitter, Pinterest, Musical.ly, Snapchat. Și când mă cunoaște, am promovat despre mie. Ăsta e special de mine. Deci aici, ăsta a fost când m-am făcut surpriză, pentru că am intrat cu tort. Și aici am postat pentru 100.000 de abonați. Hai de cap, uite, Tumblr acolo. Opa. Ador, nu, iubesc. Eu când am fost mică, mi-am dorit pe la 6 ani să primesc de Crăciun o cameră, foto să fac, să mă fac paparazzi, să ziceam eu. Și după, pentru că oricum stăteam numai acasă în anul ăla, nu m-am dus la, eram între grădiniță și clasa 1 și m-am lăsat acasă. Mă uitam la desene și era Baftă Charlie și m-am luat după Baftă Charlie și am zis că fac jurnale video pentru că aveam aparat foto care și filmează și încă am aparatul la foto, dar că nu mai funcționează. Deci videoclipul ce urmează este cu mult înainte să te apuci tu de YouTube. Da, este în, pe dacă aveam 6 ani, în 2011. Nu, 2010. Haide, 2010. Incredibil. Da. Acum 13 ani. Bun. Mulți dintre oamenii care sunt la acest loc nu existau. Începem. Bună ziua! Eu sunt Dilinca Dascălu. Acum e funny că sună de parcă am zis Dilinca Dascălu. Știi tu că mi s-a părut că am zis Dilinca. Eu chiar am crezut că ai zis. Am zis Dilinca. Bună ziua! Eu sunt Dilinca Dascălu și vă prezint ce am făcut eu acum. M-am schimbat, am mâncat și uitați, m-am îmbrăcat. Îmi țin minte fiecare haine. Erai singura acasă aici? Da, cu Max, cu câine. Și sigur că am făcut pasă. Îl prezint pe câinele meu, Max. Max! De aici mergem în
spre camera. Așa arăta casa. Uitați-i. Dar nu mergea microfonul când dai zoom. Deci tu făceai și zoom la 6 ani și te lăsa acasă cu un Rottweiler la 6 ani. Da, pentru că era cel mai... Am mai avut Rottweiler, da? Și ăsta era numai Bleg. A, și era și puiuț, cumva. Era pui și l-aveam de pui și aveam mâță și, în efectiv, nu l-aveam pe Boris. L-am arătat pe Boris, da. În primul motan, care el a dominat orice alt animal. Vreau să vedem în continuare. Uitați-l, eu nu vin cu tot. Ei, el i-a scumpete. Dar și eu sunt scumpete. Da. Asta a fost. Eu sunt Ilinca și aparatul meu. Încă o dată. Eu sunt Ilinca. Eu sunt Ilinca. S-a auzit Ilinca. Nu. Am zis Ilinca. Asta a fost. Eu sunt Ilinca și aparatul meu foto. Eu aud Ilinca. Eu aud Ilinca. Sunt ea Ilinca, da. Vreau să vă arăt. Asta e a doua zi? Nu, e ce zi? El acum a coborât, n-a fost nicio avalanșă de praf. Acum să vă arăt scrisorul lui. Da. Acum fac numai jurnalele astea video, numai casă. Am și eu propria mea cameră. Nu-i camera de film asta. Deci te gândești că Cezar face 3 ani, da? Și aveai dublu vârstei lui, ceea ce nu mi se pare cine știe ce. Și știai să faci chestiile astea și zoom cu camera și tot. Mă, dar cât ai filmat? Sunt mai multe. Asta mi-a fost la o singură zi, gen. Da, vă uitați voi la video-uri cu mine la 6 ani, efectiv. E ceva genial să vedeți că Ilinca făcea video-uri de la 6 ani. Aia s-a apucat de YouTube la dublu vârstei de 6 ani, minus un an, nu? La 11. Da. A, aici deja aveai 100.000 de abonați. Da, aveam peste. A, deja aveam deja și peste 200.000. Mă, deja e deja mai actual. Da. Păi am înțeles, dacă vreți să vedeți și voi videoclipurile astea care chiar merită. A, vrei alea cu dubluri? Alea cu dubluri vreau. Vreau să vedem editul cu dubluri și după aia putem închide. Da, nu e wow, dar e wow pentru că n-aveam chestii. Nu e wow, dar e wow că le făceai singură acum mult timp. Atât e wow. Salut, sunt Linca și astăzi mă aflu aici alături de Viara. Ciao. Iar astăzi ne vom juca chiar n-am jucat de foarte multă vreme. Știu că ți-ești de cringe, dar e genial. Cât ani aveai aici? Aveam destui, uite, aveam 14 ani. Și vezi că lumea iubea să mă vadă pe Diliana. Cât ai făcut asta cu Diliana? Destule, cred că a ținut vreo 3 ani. De ce? Eu nu mă uit. De ce? Nu pot. Stai, dar mie mi se pare interesant că ai dat și cu mâna pe aici, da? E bine. Da, eu aveam un cearșaf cu telele alea de la cearșaful la verde. Încă există cearșaful. Păi da, dar e foarte bine. Deci tu ai făcut o discuție întreagă de 4 minute între două tu și le-ai filmat de două ori cu distanța de vorbire. Cu... Știind și... când urmează ce urmează să zic. Asta mi se pare genial. Da, dacă vreți să vedeți clipuri șmechere făcute de Ilinca când era mică, că acum nu mai face clipuri așa șmechere, că e lene. Nu, acum fac clipuri când vreau să fac clipuri gen mine. Acum că s-a lansat, este bine. Da, dragilor, cam atât a fost și cu vlogul ăsta. Nu uitați să vă abonați, dați un follow pe nume, că de data asta e despre ea, acest clip de reacție și cred că ea îmi ține canalul în viață. Hai, v-am pupat!